dimineața, prieteni! Care-i treaba? Înainte să începem această zi extraordinar de minunată, chiar dacă afară este nu prea frumos, este o tentă de soare, dar sperăm să se lumineze toată ziua asta. Este 8 martie! Vreau să urez un la mulți ani și o primăvară fericită tuturor femeilor. Sunteți minunate, să aveți o primăvară frumoasă și tot ce vă doriți. Haideți să începem această zi minunată! Yo, ce-mi plac trecerile astea! Bună dimineața, prieteni! Care-i treaba? Astăzi începem, mă rog, am început mai dimineață, dacă vă aduceți, că abia ați văzut, dar acum mergem la sală, 4 și un sfert, bineînțeles, mă duc blăniță de ursuleț să fac puțin picioare. Azi o să fie o zi tristă. Fac picioare. Dar îmi ridic moralul. Ce-i dau plană? Abia aștept să trag ca un nebun. Ok, haideți, fraților. Ok, fraților, sunt în vestiar. Hai să mergem. Nu știu cum a ajuns un copil în ăsta, într-o stare ca asta, dar e grav rău. Ce pus la colț, ce disciplină, ce sport. Nu mai scos pe asta din starea asta. Nu înțeleg cum ar putea să ajungă într-o asemenea stare. E foarte ciudat. Oare cum a fost crescut? Oare să fie de vină părinții? Cine știe? Yo, guys! Acum ceva timp, o persoană a scris în descriere, în comentarii, că eu semăn cu Bogdan Hriscu. Așa o fi. Așa o fi. Așa o fi sau nu fi așa, bărnau. Ia să dăm poza asta și poza asta. Semănăm? Semănăm? Și eu am impresia că semănăm. Tu ce crezi? Semănăm? Hai să folosim asta ca întrebarea din vlogul de azi. Și să citim cel mai mișto comentariu de la întrebarea din vlogul de ieri. Care a fost întrebarea din vlogul de ieri? V-am dat de ales. Ați ales? Unii au ales, unii nu. Și o să aleg răspunsul omului troll care zice că, păi, dacă aș vedea un om care se filmează pe stradă, mi-aș vedea de treabă, pentru că poate e vlogger și își face treaba. Poate. Ok, dacă ți-a plăcut acest clip, dă un like, dă un share, să vadă și prietenii tăi. Abonează-te dacă n-ai făcut-o deja. Eu am fost Radu și până mâine, what's poppin'? Viața nu-i făcută să fie ușoară, mă ridică, mă coboară și mă întărește.